Casa Județeană de Pensii Olt a afișat la sediul și pe site-ul instituției www.cjpolt.ro lista biletelor de tratament din seria 15-2020 disponibile. Lista cuprinde un număr de 166 bilete de tratament, atât din unitățile hoteliere aparținând societăților comerciale cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat contracte în anul 2020, cât și din unitățile hoteliere ale SCTBRCM-ESA. În data de 22 septembrie 2020 a fost afișat la sediu și pe site-ul instituției biletele rămase disponibile pentru seria 15 cu dată de prezentare în stațiune 29-30 septembrie 2020. Din această serie au rămas disponibile un număr de 166 bilete de tratament, cele mai multe fiind la stațiunea Olănești, un număr de 50 de bilete, la stațiunea Bala, 20 de bilete, stațiunea Călimănești, 12 bilete. Mai sunt și alte stațiuni, dar numărul de bilete nu este atât de reprezentativ. Biletele rămase disponibile vor fi valorificate în perioada 23-30 septembrie 2020. Începând de astăzi, persoanele interesate pot ridica biletele de tratament de la sediul Casei Județene de Pensii Olt. Beneficiarii de bilete de tratament au obligația de a se adresa unității balneare prin mail sau telefon în vederea obținerii unei programări conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății numărul 1078 din 12 iunie 2020. Lista numerelor de telefon ale unităților hoteliere este disponibilă pe site-ul instituției.